Capitolul 26. Cortul. Cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci heruvimi lucrați cu măestrie. Lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți. Toate covoarele să aibă aceeași măsură. 5 dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie, de asemenea, prinse împreună. La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare, să faci niște chiotori albastre. Tot așa să faci la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare, să faci tot 50 de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. Apoi să faci 50 de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș peste cort. Să faci 11 covoare de acestea. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de 4 coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Pe 5 dintre aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte 6 deosebit. Iar pe al 6-lea covor să-l îndoiești în fața cortului. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreuni astfel acoperișul cortului așa încât să alcătuiască un întreg. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului, iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și un cot de cealaltă parte peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. Să mai faci apoi, pentru acoperișul cortului, o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu și peste ea o învelitoare de piei de vițel de mare. Apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie din lemn de salcâm puse în picioare. Lungimea fiecărei scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta. Așa să faci la toate scândurile cortului, să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi. Sub cele 20 de scânduri să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua latura cortului, latura de miază noapte, de asemenea să faci 20 de scânduri împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri. Să mai faci 2 scânduri pentru unghiurile din fundul cortului, să fie câte 2 la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Amândouă aceste scânduri, care sunt puse în cele două unghiuri, să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri, cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. Să faci apoi 5 drugi de lemn de salcâm pentru scândurile uneia din părțile cortului, 5 drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și 5 drugi pentru scândurile din partea din fundul cortului dinspre apus. Drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. Să poleiești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i poleiești tot cu aur. Cortul să-l faci după chipul
care ți s-a arătat pe munte. Cele două perdele. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de insubțire răsucit, să fie lucrată cu măestrie și să aibă pe ea heruvim. S-o prins de patru stâlpi de salcâm poleiți cu aur. Stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Masa s-o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miază zi a cortului, iar masa s-o pui înspre partea de miază noapte. La intrarea cortului, să mai faci o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de insubțire răsucit. Aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghef. Pentru perdeaua aceasta să faci 5 stâlpi de salcâm și să-i îmbraci cu aur. Stâlpii aceștia să aibă cârlige de aur și să torni pentru ei 5 picioare de aramă.